Deși stă și el de vorbă cu băieții, era și Valentin în cameră, Cristi, a venit și Liviu. Valentin îi spunea lui Dediș că pentru Delia pare important un anumit lucru, din câte am înțeles, se refera la acea mutare în Anglia, și că de aceea Delia nu avansează din acest motiv. Iar Valentin spunea că, după părerea lui, ei se potrivesc amândoi. Amândoi sunt liniștiți, și Dediș și Delia, și că amândoi vorbesc până la 5 dimineața și le place. Dediș spunea că asta e o problemă, că ei vorbesc până la 5 dimineața și tot nu ajung la niciun rezultat. Cristi spunea că el crede că dintre Dedi și Delia, unul dintre ei iubește mai puțin. Dedi și-a spus că încă nu e vorba de iubire, că e prea devreme, însă Cristi spunea că atunci când îți tot pui întrebări, înseamnă că nu este iubirea aia. Atunci când este iubirea adevărată, nu te mai gândești, nu-ți mai pui atâtea întrebări. Iar Dedi și-a spus că despre asta e vorba, că ei au întrebări. Și a intervenit și Liviu, care spunea că numai oamenii nebuni nu-și pun întrebări și că este normal să-și pună întrebări, pentru că s-au cunoscut acolo în emisiune și când vor ieși afară trebuie să știe de unde apucă viața și ce vor să facă. Iar Cristi spunea că îți pui întrebări, dar nu la modul cum o fac ei.